Cum să spun asta? Mai auzi și tu casă. Ce s-a spus? S-a greșit casa, nu? Ok, mers. S-a auzit camera. E ok, e ok, îl pedepsesc pe Adrian. Da, trebuia să ajung la tine acasă. Și am ajuns aici. Asta casa mai mult, mai e doar cu unul. Da. Da. Dar e mai bine. Data viitorii cu noroc. Oricum, oricum. La noi a dansat mai mult decât dansează acolo. Câteodată era așa. Încă s-a și primat pe aici. Bine, a fost și meu diavolul. Da, da. A știut de asta. A mers pe la fiecare prin fața lui. Da, și nu pot să dansez cum... Pe în casă la noi e mai multă veselie și mai o energie mai frumos decât câteodată la fete. Așa este. Erai zâmbăreață și mai ziceți ce mai faceți, cum ați dormit, cum ați trecut seara? Tu cum te-ai gândit la greu? Să știi că da, am stat și am analizat. Cum s-a putut? Mergi un pahar cu apă, te rog. Și reducu. Simt că e ok. Par da? Cu apă la fată, te rog. Îți place nu ai coafură? Nu știu, era și azi când am văzut. Foarte da. Era da, casă? Și azi. Da, da. Era casa la noi, era casa? Nu. Nu am văzut bine. Păi, dar așa a fost, nu? Am dansat, dar tu nu te-ai uitat la, la ea, da. Cu conexiune? Lasă-l, mă, că și-o văzut și el de balon. Și ăsta, mă, eram cu baloanele. Tu n-ai văzut-o? Fii atent, fii atent pentru ea. Nino, asta e. Mamă, ce rău a făcut, rău de tot. Cu o bluză maro și cu niște pantaloni negri, m-am uitat. Negri spre gri. Eu mă gândeam cum să dansez, pentru că nu prea le-am cu dansul. Eram concentrat, chiar dacă mă uitam la televizor, eu mă gândeam ce mișcări să fac. A, iartă-mă. Înțelegi? Tu, Răducu, te-ai gândit la... Păi nu, că eu sunt deja aici. Xenia. Xenia. De la Xena. Gândește la Xena. Cum ai zis tu? E aici deja Alexandra. Ai zis la cei, că deja sunt aici. Ah. Ești de-a noastră. Oh, bate palma, bro. M-am gândit toată noapte. Nu, dar nici am pus să dorm. De când am pus la o venă până am ridicat. Ce-ai visat? Ce-ai visat? Cu tine. La prășit. Păi cum? Când e cu să încărcăm pe round 2? Cum ai în dubă. Era la tarabă, fiindeați acolo. Acum am venit la cules. Voi mă întâlnesc la cules acum, voi doi, vedeți? Încă e o tensiune în care trebuie clarificată și momentan ca să nu aplanăm, cum, adică să aplanăm cumva tensiunea asta, am venit aici. Da. Sunt convins că o să fie mult mai calm acum cât ești aici. Am o șansă. Nu că îmi place, ce nu că... Dar în gală pe tine o să te pună cu noi, la băieți? Sau te... În mijloc, între tabere. O să votezi fete. Dacă ai votat fete, pe cine ai votat? Nu pot să mă înscriu iar ca băiat? Pe toate! Atun! Salut, Alexandru! Spune-ne de tine! Alexandru, pentru cine ai venit aici? Pentru cine ai venit? Și pentru Bianca! Ce vrei? Îți place de Bianca? Ce-ți place la ea? Fă-ne un top, te rog, al fetelor! Fă-ne un top al fetelor! Poți să ne spui un top? Hai, gata, că am zis că aplanăm. Da, mă, da, lasă-mi pace. Nu intră. Dar de votat le-ai votat pe toate, dacă... Dar măcar spune dacă ai dat votul tău, dacă te să votezi. Ca băiat? La fete. Dacă ar fi un dacă vot, fi în locul nostru, na, fiecare vot. Ca să știm și noi egală. Și l-ar da ei. E o întrebare tare... Mișto. Pe cine și de ce? Acum. Zi. La eu cred că e destul de clar votul. Bianca. Cui? Nu, Larisa. Și care Bianca? De ce nu ce Bianca? Da, că e fals. Atunci când ai venit în casă, mi-ai zis că de ea ți-a făcut cel mai mult dintre fete. Păi abia venisem în casă. Ai, nu l-am spus. Eu de câte ori n-am spus despre fetele care veneau cu timpul. De ce Bianca? Ce mișto. Ce Bianca? Dar să știi că... La oricare bine ai zis aici, mișto. Adrian a zis că e foarte dezamăgit de ce ai spus tu, că ei sunt doi actori slabi. E dubios. S-a plâns. Ce accent a pus? Eu nici nu te conectez, adică dacă te văd pe conexiune, înțelegi? Eu nu știu cum ești tu. Păi uită-mă! Aici. Alexandru, uite, uite de tot. Uite de salata mea. Ți-a dat din salata lui. Cum poți? Am părțit cu tine. Ai mâncat de aceeași farfurie. Cafeaua. Ceva de genul. Scoate ochi. Am mâncat cu tine din aceeași farfurie. Cafeaua. Nu-i scoate ochi, dar trebuie să apreciezi, Alexandru. Da, mă, nu pe bune. Chiar impresia asta ți-am dat-o noi? Pe bune. Serios. Nu, dar ce vezi tu? Poate ești real, poate ai sentimente pentru ea. Am zis în mod special de ea. Ce vezi tu? Și te-am și întrebat când ai venit aici. Adică nu e ca și cum eu sunt. Nu, ți-am zis, eu sunt conștient că ea poate exagerează anumite gesturi și anumite trăiri, că, na, suntem aici și poate eu cred că uite ce vrea să vorbească, de fapt. Când am venit în camera roșie, îi se pierde și nu mai știi și... Are un moment de... Nu mai are nimic cu tine atunci, că nu mai știi ce să-ți zică. Da, Adrian... Dar când, da, înainte să meargă, știe tot. Are, băi, trebuie să ajungă acasă să culce, să mai vadă ce să mai vezi. Auzi, dar am auzit că ai invitat-o foarte frumos, dar să o știu. Induci frică sau ce ai invitat? Ai invitat-o de aleșinat, Mori. A fost amuzant, da. Identic vocea ei. Dar și tu te prinzi pe Adrian. Spune ceva lui Adrian. Nu mai pot. Adrian?
Nu mai pot, da, a fost gata, acolo în momentul, a fost amuzant. Serios, iar, e posibil, iar, fetează-mă, eu în loc să mă împac cu el, mai tare mă cert acum, nu, serios. Nu, doar te întrebăm ca să clarificăm lucrurile. Nu cu tine, era vorba de fete. Vrei să o imit? Păi, ce nebună. Hai să nu facem asta. Radu, mâna pe bici. Doamne! A fetelor, doamne. Ce face Alexandra, oare, în casă băieților? Da, ce faci? Se distrează. Da, da, da. Chiar se bine. Păi se vede acolo în largul ei, băieții o ridică în cer. Așa poate nu o să mai fie nici atenționată și vine înapoi și o să fie calmă. Da. Și poate își cere și scuze. Nu? Da, și am mai cerut odată scuze. Dar poate și mai cere odată. Poate data asta va fi sincer. Da. Asta. Poate totuși realizează că nu-i bine. Nu știu, eu am spus că... Ce am făcut? Eu aș vrea foarte mult să nu ne mai certăm. Ce? Vezi? Ce? Nu știu. Eu mă văd. Nu l-ai, Kinga, tu l-ai. Tu n-ai cu son. Mă cunoaște lumea, Kinga numărul 1. Ridică-te și du-te, cred că... Du-și el de pe masă. Nu-i pe masă? E sus? Nu, lasă fata acum, ce să mai... Doamne, ferește, nu m-am gândit niciodată că o să fiu responsabilă ca să mă arăt ca exemplu. Nu să-ți dea seama lumea. Nu e cu son. Hai să discutăm, mai vine. Kinga, dar nu vrei să fii Bianca? Mi-aș dori foarte mult să nu ne mai certăm astăzi. Astăzi? Astăzi. Doar azi. Și mâine e o zi. În altă zi ne lași, Kinga? Da. Da? Să fim pe un vibe bun. Ei, oricum nu avem motive să ne certăm, nu? Nu ne mai certăm. Fiți de acord că nu-i chiar frumos să fii tu fată singură acolo între băieți cu plas, să te bagi între ei și nu știu ce. Părerea mea. Da? Ok. Îi place așa tu. Ia. Eu am înțeles că îi place, dar oricum, mie nu-mi place dintr-o parte să văd asta. Gândești că o să aibă cala la persoană, relație? Gândești că o să aibă cameră roșie? Dar de ce? Dar parcă a făcut intenționat. Ce? Da, gata, e părerea mea. Dacă o deranjează așa de multă... Da, știi, uite, ia, uite. Gândește că o să aibă cameră roșie și e posibil să-l chemi pe Adrian. Și ce să fac cu Adrian? Fetelor, fetelor, uite, ia dacă acum... Pe cine îți chemi pe altcineva, nu? Lasă-o să chemi ea pe cineva. Acum, ia vede ce vorbim despre ea. Nu crezi că mai trebuie să se enerveze. Exact asta zic, nu mai continuă. Dar hai să schimbi. Dar cum vă e de conexiune și vă da, da, ne-am bucurat de acel moment eu cu George. Și m-am bucurat de Martina. Și noi ne-am bucurat pentru voi. Nu dura mult, dar ne-am bucurat. Eu cred că toate fetele s-au bucurat pentru voi. Pentru mine, pentru mine. Dar și băieți, poate toți s-au bucurat. Nu știu, la băieți, oare, dar cum e la băieți? Cred că au dat și la băieți. Au dat și la băieți cu siguranță. Nu. Și mai ce drăguț. Te-ai gândit la el? Să trandafirul super? Păi am să intru cu el, dar nu m-am lăsat. Dar a murit de ieri până azi. Nu a murit, că l-am dat cu fixativ. Să fiu sigură că trăiește mai mult. Știi, la scoare. Da, o să-l pun capul în jos așa și o să o suce. Îl sus și el pe într-o cărticică? Nu, așa o să... Dar de câte ori aștepta să-ți dea cineva ții personal floare? Nu așa, ca la toate, ție... Doar mie, atât. A fost un gest drăguț. Și prăjiturica super delicioasă. Da. Sunt foarte bune. Dar tu cu Nicolas, cum ați rămas? Cum a fost camera roșie? Nu a fost tare clară ieri. El a spus că a fost frumos. Da, da, frumos de ce? Pentru mine au fost bine, dar nu a fost chiar frumos. A fost bine, dar a fost frumos. E mai să-ți mai bine aici, știi, decât cu el. Te simți mai bine în grup sau nu, voi îmi doi place singuri? În prezența lui, mă simt bine în prezența lui. Doar că l-am văzut supărat și nu mi-a convenit lucrul ăsta. L-a supărat de ce? Cu florile au trecut peste. Cu votul, nu? Și cu votul, el tot o ține pe al lui. Oarecum are dreptate. Trebuia cam 60%. Trebuia să-l votez. Dar 40 da. Unde n-are dreptate? 40, mi se pare că am mult dreptate. Acolo. Dacă 40. Stai puțin, stai pui și locul meu și te gândești așa puțin strategic, am eu dreptate. Dar okay. Frumos, frumos. Tu ai dreptate în faptul că el ar trebui să te aștepte și așa mai departe, da? Bun, i-am spus și lucrul ăsta. Am spus că nu se va grăbi, pentru că el a făcut gesturi frumoase. Da. Dar tu o să faci ceva? Acum. Da.